Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei, astăzi, după cum bine vedeți, din nou am luat niște reașcuri, a doua tranșe, noi luăm și cum e, fer, adunăm, baloane, noi colectăm. Le băgau la uleam, să nu le plouă, să nu le ningă. Sunt destul de bune, așa, reașcuri pentru aprins, focul și nu numai, și sunt și căldură. Ia uitați aici. Acum vedem dacă putem să mergem pe aici. Hai să ții de cameră, doamna Tudorița. Doamna Mămica, vine cu a. Ține de cameră, fă cum la cameră. Hai vedem acum dacă putem să mergem. Dacă nu, împingem de ea. Ia. Vine, nu, vine aici. Ține de cameră, da. Puci în partea de acolo. După cum bine vedeți, dragii mei, am și lanterna pentru orice eventualitate. Da, hai. Acum ajungem. Ține aici. Nu suntem aici. O să punem pe YouTube, pune mate acolo. Închină-te, Doamne, ajută-ne, Doamne. Hai. Nu, hai să merem, măi. Nu, hai să merem. Doamne, ajută, hai. Hai, 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 hai. Hai, da, să te împing! Na, ține că te împing eu! Da, dragii mei, am revenit din nou pentru că practic nu putea să avea aia, nu mergea. Pentru că patina. Doamna Tudorița m-a ajutat de împins de remorcă. Motocultorul săracu vrea să meargă, dar după cum bine vedeți, aici e un pic de nămol și e înghețat și nu patinează practic. Și oricum e încărcată, nu puteți să ziceți că sunt și așa cât de cât grele. E un niște reașcuri așa, dar. N-are nimic, dacă e hai. Ia vedem și arată acela fain, nu știi? Cum s-a dat într-o parte, dar n-are nimic. N-are nimic. Se pune doamna Tuturița, doamna Tudorița. O căutați și pe Facebook, care vrea să-i dea cele prietenie. Am 4-5 conturi, da. Ia uitați, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul de YouTube dacă n-ați făcut-o, pentru a vedea și alte videoclipuri care le postez pentru dumneavoastră. Asta e utilajul meu agricol. Gata? Până de acolo. Ai grijă, acolo e cuibarul, a ta. Ia uite, am să pus la cocit, auzi. Și lumină chiar. Avem și avarie. Avem și claxon. Ține așa. Ce arată cu asta?
Dragii mei, după cum bine vedeți, la noi se lasă noaptea. E posibil, da, cred că s-a mărit mai mult ca sigur, da. Și când moare, ia bulica! Bineînțeles, unii știu de podul Fleșii, alții nu știu. Ăsta e podul Fleșii de la Valea Bojanu, de la Strâmba. Acum ajungem, vedeați, în câteva momente, adică câteva minute, câteva zeci de minute. O să pun pauză și când ajungem la podul Fleșii, o să vedeți podul Fleșii. Bye!
dragii mei, cum v-am spus, repetăm din nou, ne apropiem la podul Pleșii. Avem aici o mică curbă. Nu e curba mare. Ia uitați, dragii mei. După cum bine vedeți, acum ajungem acasă. Ăsta-i podul Pleșii, dragii mei. Haideți, tata. Aici avem Troița. Și de aici nu avem un și ajungem acasă. Mai avem în jur de o jumătate de kilometru. Vom pune din nou pauză și o să revin când sunt aproape de casă. Asta aici îi spune... Ce spune aici? În Popești? Aici, dragii mei, suntem în Popești. Nu Popești de Popești de Ordeni, nu greșit. Popești de Târgul Ocrești. Deci Popești de județul Gorj. O să pun pauză când ajungem la, în comuna Bustuchini. N-are loc? N-are loc? Pare, are loc. A trecut și o mașină, după cum bine vedeți. Noi ne apropiem de casă, punem pauză și ne vedem când intrăm în, mai exact, în Bustuchini. Acum, noi acum suntem, aparținem de Târgul Ocrești. Pun pauză și ne vedem. Dragii mei, ajungem și în Bustuchini. După cum bine vedeți, am ajuns în orașul Bustuchini. Se vede că în Târgul Ocrești e pustiu. Noi avem deja luminile aprinse. După cum bine vedeți, ajunge la pancarta aceasta. Cine trece de pancarta aceasta ajunge în Bustuchini, comuna Bustuchini. De aici nu mai avem așa mult. Acum ajungem în câteva minute. Am ajuns în Bustuchini, Valea Bojaru. După cum bine vedeți, aici e luminat tot traseul. Ia uitați. La mine, la J, la J. Da, da. La mine telefon tot. Dragii mei, ajungem la destinație, după cum bine vedeți, acolo la portele verzi. Ajungem acum. Și oprim, nu știu deloc, pentru că postăm tot. Pun așa că nu mai am cum să pun șorul. Gata. Tragem frâna de mână și ne dăm jos. Dă-te jos, doamna Tudorița. Fă cu mâna la cameră. N-are nimic, așa e la muncă. Hai. Înghețai! Înghețai, Bocner! Hai. Hai. Dă-te jos. Nu stinge, nu, că acum bag iar în curte. Cum să sting? Dă-mi cheia. Ia cheia. Că vine și o mașină. Ia, prinde. N-o prinde. Aici stăm noi, asta e destinația unde punem și parcăm lemnele. Ia uitați, asta e casa noastră. Ține, doamna Tudorița, telefonul. Ține camera.
Auzi în partea mea, hai, ține așa, ține aici. Unde e aia? Hai. Ai grijă, ai grijă cum. Vii, hai. Și stai că nu ne mai trebuie lanterna, că venim cu lumină de zi. Ajungem. Hai. Ajunserăm foarte, foarte bine. Hai. Cum veni la noi cu zăstiți la veacurile? Arată aici, arată motocicletul. Ipa! Bravo! It's ok. Ha, 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 gata, mami. Gata, oprește. Gata, dragii mei, eu închid. Mulțumesc lui Dumnezeu că ajunserăm cu bine acasă. Nu uitați să vă abonați. Să dați multe like-uri și ne vedem la un nou videoclip. Când postez pentru dumneavoastră. O seară faină! Uite-l pe acolo! Ciao, ciao! Ciao! Doamne ajută! Bye, bye! Bye, bye! Goodbye! Bye, bye, bye! La revedere! Ciao! Da.